La acest scor, FCSB are 7 puncte în fruntea clasamentului. Distanța începe să fie mare, chiar și cu înjumătățirea punctelor. Oteliță. Centrale de viață, Ștefănescu. Reușește cumva să recupereze Rondon. Este o ocazie pentru Șepși. Trage și înscrie Vitalie Damașcan. 2-1 pentru Șepși, uluitor. Uluitor. Pentru prima oară în acest sezon, Șepși poate câștiga 3 meciuri la rând în Superliga. A luat galben Damașcan, dar vă dați seama că nu mai contează asta. Internaționalul moldovean avea nevoie de un gol important, nu scrisese încă în această ediție de campionat. Ultimul gol al lui Vitalie Damașcan, datat din septembrie, dintr-un amical Austria-Moldova. Mai marcase, vedea că juca la Voluntari într-un meci cu Chindia. Ce gol important! Deac pierde un duel care îi se va reproșa. Fotbalul e un joc bizar. Încă o dată, trebuia să fie în față CFR Cluj și este pe cale să piardă acest meci. Asemenea de întrebare aici. Totuși Bârsan și echipa lui de la VAR, Dima și Filip, analizează ceva. Se pregătește să intre Robert Filip și el repatriat de CFR Cluj din Italia. Să fie vreun offside? Da, poate că a fost offside. Să fie offside, Damașcan? Nu cred. Că n-a influențat faza. După aceea mingea este înapoi. Nu, aici nu poți să dai fault la asta. Dacă dai fault în atac la asta, e o decizie cel puțin ciudată. Dar să vedem. În orice caz, pare complicat, pentru că văd că se stă. Mă gândesc că offside-ul este luat în discuție. Nu știu, îi spune Matei, ce se verifică, l-a întrebat Damașcan. Câtă tensiune. Mie mi se pare totul în regulă. Se verifică, dacă se verifică offside-ul sau fault. Nu e gol valabil până la urmă. Gol valabil, Damașcan se descătușează. 2-1 pentru Șepși.
Vom avea vreo 7 minute de prelungire.